Bună, sunt Edita și astăzi o să citesc din nou 24 de ore. A devenit un fel de tradiție pe care am început-o acum 2 ani și cam tot în perioada asta, anului, am făcut-o. Chiar o coincidență, a trebuit să-mi fac ceva curaj anul ăsta, pentru că adevărul e că am îmbătrânit și e mai greu să rezist atât de mult, dar o să încerc. Carte cu care voi începe se numește Azi va fi altfel, de Maria Semple. Sincer, nu știu absolut nimic despre cartea asta. Știu doar că e scrisă de autoarea care a scris Unde a dispărut Bernadette. O carte pe care vă recomand, dacă nu ați citit-o încă. Are un stil foarte interesant de a scrie și sunt chiar curioasă. Și din nou, da, știu, un nou blind date cu o carte. Se pare că întâlnirile astea oarbe sunt genul meu. Se vede cu 2 ore și un pic și am terminat cartea. Sincer, explozie de informație și de cuvinte și o harabă pură totală. Pe alocuri foarte interesantă, pe alocuri copleșitoare. Pe Eleanor, în vârstă de 50 și ceva de ani, o artistă căsătorită cu un doctor. Și viața este o catastrofă totală și într-o zi se hotărăște să facă lucrurile ca la carte. Doar că tocmai în ziua aceea copilul ei se preface a fi bolnav, descoperă că soțul ei, care ar fi trebuit să fie la muncă, lipsea de fapt de o săptămână de la muncă, se întâlnește și cu un vechi coleg de muncă și începe, nu știu, un fel de The Hangover, filmul, fără partea cu băutul. Începe incursiune în trecut, suntem în trecut, în prezent, tot felul de detalii la care nu ne așteptam. Ea încearcă să descoperă unde este soțul ei și unde s-a ascuns de săptămână, are o aventură, ce se întâmplă. Întâlnirea cu colegul ei dezvăluie niște amintiri din trecut legate de sora ei și de familia ei și de cine este ea și de ce este cum este acum. Nu știu, o harabă bură totală. Prima parte m-a prins foarte mult. Spre final a fost o întorsătură de situație interesantă, dar simt că ar fi putut să dezvolte puțin mai mult autoarea ca să aibă puțin mai mult sens și anumite lucruri parcă sunt doar trântite acolo și nu sunt explicate îndeajuns, dar am niște citate care mi-au plăcut. Cât valorează timpul tău? Literalmente am spus pe oră. Oare se referea la orele pe care le petreceam în pat, jurând că aveam să mă schimb, orele în care cumpăram agende care rămâneau mereu nedesfăcute, orele în care căutam cursuri de reducere a stresului, mă înscriam la ele, ajungeam chiar să parchez mașina în fața studioului, galerie de artă, sală de yoga și să-i privesc pe cursanții bine intenționați, care intrau unul după altul pentru că apoi să-mi pierd curajul și să o șterg de acolo. Orele în care plănuiam să luăm cina ca o familie, ca mai apoi să ieșim grăboviți în fața telefoanelor și a tabletelor, fiecare pe cont propriu. Orele în care mă cufundam în rușine pentru că nu am nicio scuză pentru tot ceea ce se întâmplă. Descrie exact ce se petrece în sufletul personajului principal, harababura asta totală și care poate fi plauzibilă în lumea în care trăim. Per total, o lectură interesantă. Autoarea are foarte mult potențial și are un stil de a scrie foarte interesant, dar cred că e puțin prea haotică pentru stilul meu. Nu e rea, dar nici genială. Simt că efectiv mintea mea e așa și așa. S-a dus așa în toate părțile și au venit curenții și apoi a venit uraganul și apoi a venit seceta și lăcustele și nu știu. Și puf, așa e mintea mea. Următoarea carte pe care o să o citești, de care sunt foarte entuziasmată, este The Silent Patient, de Alex Michaelides. Știu că este și în română, Pacientul tăcut. Am tot văzut vorbindu-se despre cartea asta pe BookTube, pe Instagram și am fost destul de curioasă despre ce e vorba și tot ce știu despre carte, în afară de faptul că se vorbește foarte mult despre acum, este
Este vorba despre o femeie care și-a împușcat soțul în cap de 5 ori și de atunci au trecut ani și ea nu a mai vorbit cu nimeni absolut deloc. Și sunt foarte, foarte intrigată și curioasă să vedem. Te rog, nu mă dezamăgi, nu mă dezamăgi. Au trecut aproximativ 4 ore și am terminat în sfârșit pacientul tăcut sau pacienta tăcută, nu știu cum e în română. Nu există cuvinte. Mi-a plăcut cartea asta atât de mult. O recomand, o recomand, o recomand, o recomand. Vreau să încep cu asta, deci nu, efectiv, parcă nu puteam să citesc destul de repede. Venea să, nu știu, intru în carte și să o devorez dinăuntru spre afară. Wow! Și trebuie să menționez că este un thriller și ador thrillerele, romanele polițiste, misterele, my thing. Deci o avem pe Alicia, în vârstă de 30 și ceva de ani, artistă, și ea își împușcă soțul în cap de câteva ori, după care, cum am spus și la început, timp de 6 ani nu mai vorbește deloc. Cartea este spusă din perspectiva, de fapt din două perspective. Avem perspectiva psihiatrului ei și avem perspectiva ei sub forma jurnalului ei. Tot la câteva capitole avem câteva părți din jurnalul ei. Și acest psihiatru, eu, își dorește foarte mult să ajungă să fie psihiatrul ei, de fapt. Este angajat și el crede că este singurul care poate să o facă să vorbească după tăcerea de 6 ani. Și nu vreau să spun mai multe pentru că chiar vreau să recomand cartea asta oricărei persoane, tuturor persoanelor pe care le cunosc și care citesc. Și mi se pare că orice mai mult decât am spus până acum ar fi prea mult și nu vreau să las nicio informație nenecesară de la mine pentru că wow. Nu știu unde să. Ador o carte bună. Ador o carte bună. Următoarea carte pe care intenționez să o citesc este Iubire la Berlin, voiam să mă asigur că este titlul, de Anne Wiazemski. Nu știu, e un nume străin, îmi pare rău. Sau Anne, îmi pare rău că îți spăcesc numele. Știu despre această carticică, că nu este foarte groasă, că este un roman istoric. Pe spate vă pot citi o propoziție de pe spate. Am spus o propoziție pentru că e destul de lungă, dar așa ca idee. Istoria adevărată a iubirii dintre Claire, fiica celebrului François Mauriac, și prințul rus Ivan Wiazemski într-un Berlin devastat de război. Aproximativ 2 ore mai târziu am terminat și Iubire la Berlin. O avem pe Claire, fiica faimosului scriitor François Mauriac, în vârstă de 27 de ani, Claire, nu scriitorul, care îl întâlnește pe prințul rus Ivan, scuzați-mă, Wiazemski, nu pot să țin minte, și prin intermediul scrisorilor, în special prin intermediul scrisorilor pe care ea le trimite familiei ei, descoperim viața ei în calitate de infirmieră la Crucea Roșie și șoferiță de ambulanță, precum și povestea de dragoste între ea și acest prinț. Cartea este scrisă, de fapt, de către fiica lor, Anne, ceea ce mi se pare, nu știu, așa de fain și de romantic și de, nu știu, să scrii o carte despre povestea de dragoste a părinților tăi și să ai scrisorile lor și jurnalele lor, nu știu, mi se pare ceva foarte fain. Și avem și puțină istorie, vedem cum a fost în perioada, cam acțiunea începe prin 1944 și apoi mergem destul de mulți ani. Ni se vorbește chiar și despre moartea personajelor, ceea ce, sincer, nu îmi place neapărat în cărți, când se ajunge așa de departe, îmi place așa pe la
40-50 de ani, ok, se termină final deschis. Știu că toți murim și moartea e inevitabilă și singurul lucru sigur în viață, dar prefer să o evit în cărți. O lectură drăguță, puțin obositoare, sau poate sunt doar eu obosită. Nu e cea mai incitantă lectură, dar din punct de vedere istoric sau dacă vrei să te culturalizezi un pic, este ok. Următoarea carte pe care o să o citesc este The Other Woman de Jane Green, care a scris și Jemima Jay. Cel puțin e singura carte pe care am citit-o de la ea, eram prin liceu. Se încadrează în categoria de books, scuzați-mă, de cărți chiclit. Și da, o să fie o lectură puțin mai superficială, dar sunt obosită și îmi pare rău. Suflet. Am terminat în sfârșit The Other Woman de Jane Green și sincer am sentimente mixte cu privire la carte. Pe de o parte este o carte faină despre ca idee, despre familie, despre diferențe, despre depășirea diferențelor, despre relații, copii, greutăți. Dar în același timp, problema mea este cu personajul principal. Nu am spus despre ce este vorba, mă scuzați. Practic, avem pe Ellie, care îl întâlnește pe Dan, se îndrăgostesc, ea, provenind dintr-o familie disfuncțională, mama alcoolică, care murise într-un accident, tată care nu era prezent, și brusc e primită în familia lui Dan și este iubită de toți și chiar și de mama lui, opus la ceea ce se întâmplă de obicei, dar este iubită un pic prea mult și se bagă puțin prea mult în relația lor. Și cam despre asta, Camia este cealaltă femeie, soacra ei. Aceștia se căsătoresc, au și un copil și urmărim consecințele faptului că soacra este atât de băgăreață, deși cu intenții bune, consecințele nu sunt atât de bune. Per total, o carte ok, dar problema mea a fost cu personajul principal, care adeseori era atât de antipatică. Adică, efectiv, mi-era greu să o înțeleg. Cumva, parcă judeca pe toată lumea. Ea vorbește despre prietenele cele mai bune și cumva le judeca și pe ele, dar și după aia spune ceva de genul, dar o înțeleg că e diferită, dar judeca și după aia, nu știu, pe alocuri, apatică, antipatică, e oboseala. Și, nu știu, mie e greu să empatizez și mi-e greu să-mi placă o carte atunci când personajul principal este mai antipatic. Singurele momente în care pot să accept asta la un personaj într-o carte e atunci când personajul este chiar negativ. Fă negativ de la început până la sfârșit și atunci, ok, o să-mi placă cel mai probabil. Și cam asta este părerea mea despre carte, puțin și prea lungă, nu a fost cea mai bună lectură. Ok, ultima carte pe ziua de azi, cred că o să fie aceasta, Algoritmul fericirii de PZ Writing. Am pus și numele ăsta, cred că la total alt nivel. Practic, mai aveam o opțiune, Gone Girl, dar motivul pentru care nu o să o aleg este pentru că are un scris atât de mic. Și eu sunt foarte obosită și ochii mei sunt foarte obosiți și cartea aceasta are scrisul puțin mai mare, nu foarte mare, dar puțin mai mare și este, am greșit, trebuia să o fi citit printre primele cărți. Aici a fost greșeala mea și îmi pare rău pentru că aș fi vrut să fie puțin mai diversificată lista asta, dar
Sunt om, greșesc și mai ales eu greșesc puțin mai mult decât oamenii normali. Ok, despre ce este cartea? O să citesc de pe spate, pentru că și am ales-o randomly de la editura Litera, au fost ceva reduceri săptămâna trecută și mi s-a părut interesant. Genie tristă. Ei, dar n-ar vrea să vadă fericită, vi se pare simplu? Doar că Jenny e o femeie de 30 ceva de ani pe care a părăsit-o iubitul, iar Aiden e un soft, complicat și costisitor. Aiden știe totul despre Jen, având acces la toate dispozitivele ei, știe ce melodii ascultă cel mai des și care sunt fotografiile ei preferate. Pe baza observațiilor sale și a unui algoritm numai de el știut, Aiden a calculat că, pentru a atinge satisfacția optimă, Jen are nevoie de un nou bărbat. Și cu tot internetul la dispoziția sa, lui Aiden e ușor să găsească specimenul desăvârșit și să aranjeze o întâlnire. Nu știu. Pare ceva ciudat și nou și diferit. Și diferit e bun și scrisul mare e bun. Și, un lucru foarte interesant la copertă e faptul că e decupată. Și asta am descoperit mai după vreo 2 zile după ce mi-a venit. Pentru că eu cu detaliile sunt un adevărat bărbat. Nu observ detalii. Pare rău dacă am jignit bărbat. Sunt sigură că există mulți bărbați mult mai atenți la detalii decât mine. În primul rând, vreau să-mi cer scuze pentru față. Știu că arată ca și cum aș fi murit azi noapte. Și cred că am și murit. Deci, pentru un zombie, cred că arată destul de bine. Am supraviețuit, am terminat și ultima carte. Sincer, aș fi putut să citesc mai mult. Nu știu dacă aș fi reușit să termin încă o carte, poate doar o carte foarte subțire, dar a trebuit să dorm. Am dormit puțin, oricum, cam o oră și ceva. Am ațipit fără să vreau. Și din fericire m-am trezit la timp ca să pot să termin și cartea aceasta, dar nu la timp pentru a începe o alta. Cartea aceasta m-a surprins în mod plăcut. Ceea ce credeam că este doar o poveste de dragoste, de fapt s-a dovedit a avea mult mai multe substraturi și o morală foarte faină. Practic, o avem pe Jennifer, o jurnalistă angajată de o companie de IT pentru a lucra cu un Microsoft de inteligență artificială pe nume Aidan. Și în ciuda faptului că se crede că roboții sunt doar atât roboți, acest robot, această inteligență artificială începe să se umanizeze și încearcă să-i găsească un iubit lui Jennifer. Și de aici începe un șir de întâmplări foarte interesante, amuzante, pe alocuri, catastrofice. Nu știu, parcă citind cartea m-a speriat ideea asta de... Pe mine oricum mă sperie tehnologia, inteligența artificială, roboții. Am văzut în carte cum roboții au preluat controlul și am văzut cum pot, ar fi cum ar putea, de fapt, să distrugă omenirea și cât de simplu ar fi, având în vedere că sunt la total alt nivel de inteligență și mintea lor, mintea între ghilimele, circulă la total altă viteză decât mintea umană. Eu încă am frica asta că dacă o să se ajungă foarte departe cu tehnologia, we are screwed. Pentru că, nu știu, supremația roboților, supremația inteligenței artificiale care e mai inteligentă decât inteligența umană. Acum nu știu cât sens am, pentru că nu am dormit de o zi și îmi pare rău că nu pot să fac un rezumat mai interesant al cărții, dar e o carte pe care chiar o recomand. E chiar interesantă și o lectură ușoară și nu știu, te pune pe gânduri. Cam acesta a fost challenge-ul pe anul acesta de citit 24 de ore. În total am citit 5 cărți și 1869 de pagini.
Mai puțin decât anul trecut, e drept, dar oboseala a fost mai mare și a fost o oboseală și acumulată din ultima vreme, pentru că nu mai dorm foarte bine și nu am reușit să stau chiar 24 de ore trează ca să pot citi mai multe cărți și mai multe pagini decât am citit anul trecut. Sunt moartă, deci o să încerc să termin videoul pentru că îmi tremură și mâinile de oboseală. Mă iau toate frisoanele și că sunt în Antarctica, nu în România, în octombrie suntem, da. Sper că v-a plăcut, dacă ți-ai dat până aici și sper că am fost coerentă. Îmi pare rău dacă au fost episoade de incoerență acută, dar oboseala e mare și o să încerc să mă scot cu asta, nu cu faptul că poate chiar sunt o persoană destul de incoerentă. Cam atât a fost. Eu o să mă pun la somn, nu încă, pentru că trebuie să intru la job, dar la un moment dat o să mă pun și eu la somn și noapte bună și sper că v-a plăcut video.